Vă salutăm, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou clip în care vrem să vă arătăm ce facem noi cu lăstarii de muri după tăierile de toamnă. Așa cum v-am arătat în clipul precedent, am făcut tăierile și ne-au rezultat destul de mulți lăstari. Aceștia sunt lăstarii bătrâni, cei de anul trecut, cei care au rodit anul acesta, și în partea aceea, în grămadă aceea, sunt lăstarii tineri pe care i-am scurtat. Și pentru că noi suntem adepții permaculturii și ne place să facem compost din tot ce înseamnă materie vegetală de la noi din curte, o să tocăm acești lăstari și o să-i băgăm la compost. Pentru asta o să folosim acest tocător de creni și alte resturi vegetale de la Ruris, modelul ST200. Și hai să ne apucăm de treabă. O să-mi pun ochelarii de protecție. Puneți și tu, tati, ochelarii de protecție, îmi pun și mănușile. Am conectat aparatul la sursa de curent, îi dăm drumul și începem. Acum o să fac o pauză să văd dacă tocătura este în regulă, dacă cuțitul este reglat corespunzător, și continuăm. Dă-mi-le, tati. Așa cum puteți vedea, fiul meu este foarte entuziasmat, ar vrea și el să participe la această activitate, însă utilajul ăsta este destul de periculos și nu-l las, este prea mic. Însă peste câțiva ani, zic eu că o să se descurce destul de bine. Îți place, tati? Acum cred că se vede și mai bine cuțitul de tăiere. Thank you.
s-a mai umplut un coș. Vedeți? Așa este secționată tulpina mai groasă și tocătura asta este perfectă pentru compost. O pun aici în roabă. Uitați-vă ce frumos arată! Uitați-vă cât de frumos arată! O să se descompună foarte repede, având în vedere că este tocată atât de mărunt masa asta vegetală. Și cu siguranță compostul care va rezulta în urma acestei tocături va fi unul de foarte bună calitate. Acum o să continui cu lăstarii tineri care sunt mai subțiri, sunt verzi și au mai multă apă în ei, să văd cum se comportă utilajul. Trebuie să am grijă acum să nu mă trezesc cu o joartă de asta peste ochi. Să vedeți ce frumos intră ăsta, care este destul de lung. Acum o să golesc cel de-al treilea, dacă nu mă înșel, coș. Uitați cât de frumos iese. Mi-am adus roaba aici mai aproape. Da, miroase foarte frumos. Să vedeți acum ce e.
Ce interesant va fi când voi băga la starul ăsta tânăr, care vedeți cât de lung este. Trebuie să mă dau un pic la o parte. Tati, tati, dă-te un pic la o parte, sunt... Vezi ce frumos îl trage, tati? Da? E distractiv, tati. Super, ha? Păi nu este distractiv, tati, tot ce facem noi aici în grădină la noi? Nu este distractiv tot ce facem noi aici? Nu, tati, nu, tu ești mic. Nu ai voie să te apropii, tati, de el. De utilaj fierperii. Nu ai voie să te apropii de utilajul ăsta, tati, că este, în timp ce funcționează, că e periculos, puiule. Mai opresc un pic să mai așez aici tocătura. Wow, ce bine arată! Arată foarte bine, tati, tocătura. Te distrezi, tati? Ușor, tati. Nu așa că e bine, tati? Da-i, puiule. Asta este al cincilea, dacă nu mă înșel, coș. Da. Cum să fie la oare a cincelea coș? Ia, dă să băgăm lanseta. Ok. Hai. Ia lanseta asta. Da, da, wow, ia uite, tati, cât de lung este lăstarul ăsta. Gata, gata, dă-te mai în spate. Mulțumesc, tati, pentru ajutor. S-a umplut coșul, tati. Da. Al câtelea este, tati, ăsta? Al șaselea? Al câtelea coș este? Ce sunet
interesant face aici în buncă, cioc, 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 când toacă. Asta cred că este cea de-a șaptea, dar mai întâi mă duc să golesc croaba. Miros atât de frumos la starii ăștia. De unde știi tu, măi, tati, de groapa marianelor? Aproape că le-am terminat, tati. No, no. Ce ai bitu? Tati, mai sunt câteva crenguțe. Și am terminat. Așa arată acum ce-a mai rămas din cele două grămezi. Fiul meu este super încântat, vrea și el să încerce. Am scos utilajul din priză ca să mă asigur că nu se întâmplă nicio problemă. Tati, acum poți să umbli și tu la butoanele alea. Asta este tocătura din roabă. Și acum hai să vă arăt întreaga tocătură. Și așa arată toată tocătura. Am făcut aici o grămadă destul de frumușică. Și zilele următoare, tot ce am adunat aici, O să pun în grămada de compost și cu siguranță, având în vedere că aici este și materie uscată, cât și materie verde, proporția o să fie perfectă, astfel încât procesul de descompunere să fie unul foarte bun și destul de rapid. Cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-a fost de folos anumite informații. Vă salutăm și vă transmitem toate cele bune!